vrea să înțelegi ce înseamnă schimbare. Când te duci la mine și îți spune, ia uite-l pașaport, câți ani ai? Știam asta care de rasă, de etnici, asta, culoare la piele, dacă pe vârstă, mai mult mi-am priceput că pe vârstă când ne ducem la medic și dacă ceva ne doare, ne spune că, dar vă mai uitați că în pașaport, uneori spunem că în pașaport suntem frumoase, tineri. Dar în realitate, dăm suntem acum, după vârsta. Instruirea pe care ați avut-o, ce o să răspundeți medicului? Să-i spun că pot să mă jelui pe dânsul. Răbdăm. Noi la oraș să mă îndrăznesc, dar la sate nu toți pot să-și apere drepturile. Ați fost vreodată discriminată? Am fost. Asta e cut, am plâns, am venit acasă, am plâns, dar n-am hotărât nimic așa. Să răbdăm, eu așa și cu fetele am educat să răbdăm, nepoțelul l-am educat, îl bate, nu da înapoi, lasă, rabdă, taci. Așa educația de acasă, la părinți și noi mai departe o... Nu-i corect, nu-i corect. Omul trebuie să apere dreptul. Am învățat la universitate și de atunci știam multe. Da, mă ajută mult cei ce vin încoace și mă dezvolt mental și știu multe cum să mă apăr. Cum anume? Cum anume? Dacă sunt ofensată de medic, pot să răspund înapoi prin lege, nu prin cuvinte urâte. Da, mă hală femei care nu pot merge și le dau informații exacte din resurse care sunt eu informată. Da, ce să facă, unde să adreseze. Încercăm să asigurăm un mai mare nivel de cunoștință vârstnicilor din localitățile rurale privind fenomenul violenței și în același timp noi încercăm să asigurăm că vârstnicii își cunosc acele drepturi și nu ascund acele acte sau situații de risc de violență. Persoanele vârstnice se adresează la Consiliu, poate nu atât de des cât ne-am dorit să vedem care sunt problemele.